Înființată toamna trecută, Viitorul Bistrița a devenit campioana Ligii a 5-a Mehedinți. În ultima etapă a sezonului 2021-2022, echipa președintelui Sorin Meilă a dispus cu scorul de 4-0 de contracandidata Avântul Bistrița prin golurile marcate de Cătălin Poenaru în minutele 43, 47 și 53 și Ionuț Sârbu în minutul 60. Cele două combatante erau la egalitate de puncte înaintea derbiului de duminică și după acest joc, la meciurile directe, fiecare a avut câte două victorii. Diferența de 3 puncte a rezultat din eșecul pe care Avântul Bistrița l-a suferit luna trecută la Coșuștea Căzănești. Cu doar 6 participante la start, Liga a 5-a s-a desfășurat în sistem 2 tururi, 2 retururi. Din noul sezon, Viitorul Bistrița va juca în Liga a 4-a Mehedinți.